Sportivii pășcăneni care au participat la campionatul european de Quankido în perioada 13-16 aprilie din Germania s-au întors acasă victorioși cu titluri de campioni europeni. Cei 9 participanți de la clubul Longho din Pașcan, ce au făcut parte din lotul național al României, au reușit să câștige 19 medalii. Țara noastră a obținut locul 1 pe națiuni, iar în total, cei 53 de sportivi au luat 37 de medalii din aur, 19 din argint și 13 din bronz. În competiție au participat 16 țări și peste 200 de sportivi. Participat cu un lot complet de data aceasta, cu 53 de sportivi, la toate probele care au fost înscrise în tabelul de concurs. Lotul României a obținut locul 1 pe națiuni, având în vedere numărul de medalii de aur, argint și bronz obținute. Au fost obținute 37 de medalii de aur, 19 de argint, 13 de bronz. Toți sportivii care au fost prezentați în lot au ocupat unul din primele 3 locuri, iar la anumite probe chiar și 2 locuri au fost ocupate de tot de sportivi români. E vorba de competiție de, pe plan tehnic și pe plan de luptă. Lupta se dă pe echipe, nu individual. În lotul reprezentativ al României au fost înscriși inițial 8 sportivi din clubul Longho Pașcani, iar înainte de, cu puțin timp de plecare, de stabilirea lotului final, a mai fost cooptat un sportiv tot de la clubul Longho. Toți sportivii clubului nostru s-au clasat pe primele 3 locuri. Cert este că toți s-au prezentat bine. Avem bucuria noastră, a fost că și o sportivă proaspăt cooptată în lot s-a clasat pe un loc fruntaș, pe locul 2. Elevă la un liceu din Pașcani. Președintele clubului pășcănean Adrian Zămosteanu a precizat că sportivii pășcăneni au primit felicitări din partea organizatorilor, dar și a maestrului fondator, cu privire la rezultatele remarcabile obținute. Toți sportivii din lotul României s-au clasat pe podium. Am primit felicitări din partea organizatorilor, din partea maestrului fondator, în legătură cu modalitatea de prezentare a sportivilor din punct de vedere tehnic, dar și din punct de vedere al eticii sportive. Acest moment al competiției, premierea, a constituit pentru toți un punct de plecare pentru activitatea viitoare, care trebuie continuată cel puțin la aceiași parametri, dar și un moment în care gradul de implicare a sportivilor în propagarea și perfecționarea Quankido-ului să fie marcat de o conduită mult mai activă a acestora. Reamintim faptul că înființarea clubului Longho a avut loc în 1985, iar de-a lungul anilor mai mulți sportivi au obținut medalii de aur, argint sau bronz la competiții naționale, internaționale și chiar mondiale. Printre ei se numără și Mirela Ancuța, cetățean de onoare al municipiului, cu numeroase premii internaționale și multiplă campioană mondială.